Bună ziua, domnul Daniel Zamfir, senator ALDE, este invitatul meu de astăzi la Puterea Știrilor. Bună ziua, domnule Zamfir, și vă mulțumesc că ați venit în studio și că ați acceptat invitația noastră. Invitație. ALDE a ieșit de la guvernare, a anunțat domnul Tăriceanu chiar acum o săptămână, 8 zile. E de bine, e de rău că a ieșit ALDE de la guvernare? Acum depinde din ce unghi privim. Decizia de ieșire de la guvernare a fost luată de către delegația permanentă a partidului, motivându-se atunci că ALDE este într-o situație în care nu mai poate continua guvernarea, întrucât a solicitat premierului Dăncilă și conducerii PSD o serie de măsuri pe care noi vedeam că trebuie luate ca să se dea un suflu nou guvernării. Una dintre măsurile pe care le-am propus atunci era cea de restructurare a guvernării, nu? Cu un program nou, un program care să urmărească niște obiective imediate, niște obiective care să vizeze mediul de afaceri, care să vizeze niște măsuri pe care oamenii le așteptau. Asta, în viziunea noastră, era ceea ce trebuia să se întâmple. Din motive care îmi scapă, lucrul ăsta nu s-a întâmplat. Decizia partidului a fost de a ieși de la guvernare. Dar are legătură și cu nesusținerea lui Tăriceanu la prezidențiale? Acum, nu știu PSD ce... a decis să aibă un candidat propriu, în persoana Vericăi Dăncilă. Știți, sigur că și lucrul ăsta a cântărit în luarea unei decizii, în sensul în sensul semnării unei neîncrederi în partenerul de coaliție. Pentru că domnul președinte Tăriceanu ne-a spus că în toate discuțiile pe care le-a avut cu doamna prim-ministru, problema s-a pus în acest mod, și anume că vom avea un candidat unic la prezidențiale și că cel care va fi cel mai bine plasat în sondaje va fi candidatul alianței. Lucrul ăsta se pare că nu s-a întâmplat, chiar dacă domnul Tăriceanu era cel mai bine plasat. Partidul Social Democrat a argumentat că, fiind un partid foarte mare, un partid cu structuri foarte puternice, în care s-a îngrenat foarte mulți aleși locali, e nevoie ca dumnealor să aibă propriul candidat la prezidențiale și a propus ALDE, a propus domnul Tăriceanu să susținem noi candidatura doamnei Dăncilă, urmând ca să și încheiem un acord politic, un acord politic pe viitor, în care la viitoarele alegeri parlamentare, de fapt locale și parlamentare, Să mergem împreună, să continuăm colaborarea. Exista acolo și un număr de parlamentari care urmau să vină din partea ALDE. Acordul era unul, așa la prima vedere, rezonabil. Situația în care acel acord prevedea ca în listele comune 20 de locuri eligibile la Camera Deputaților și 10 locuri eligibile la Senat să revină ALDE. Lucrul ăsta, nu știu de ce nu s-a întâmplat, ce s-a întâmplat. Deci doamna Dăncilă a propus, dar domnul Tăriceanu n-a fost de acord. Așa ni s-a prezentat și ședință, din cauza acestei neîncrederi care s-a semănat între domniile lor, lucrurile nu au mers mai departe. Bun, de la asta până la ce s-a ajuns acum, sigur, e cale lungă. De fapt, calea nu e prea lungă, ar fi trebuit să fie o cale lungă, numai că ea a fost foarte scurtă. După cum ați constatat, toate deciziile care au urmat ulterior s-au petrecut într-un timp extrem de scurt, lucru care ne-a luat și pe noi prin surprindere. Acum vă referiți și la alianța cu Pro-România? Da, și la alianța cu Pro-România. Lucrurile, după cum ați văzut, au evoluat într-un ritm extrem de rapid. Dacă
Sigur, ieșirea de la guvernare a fost, sau a fost motivată prin proasta colaborare cu PSD-ul, neîncrederea, iată, despre care vorbeam anterior. Ulterior, pașii, respectiv alianța cu Pro-România și renunțarea la candidatura domnului președinte Tăriceanu, lucrul ăsta a fost extrem de rapid și, ca să vă spun sincer, a semănat multă neîncredere de data asta în rândul nostru, al membrilor de partid, ca să mai vorbesc cât de mult a debusolat și electoratul nostru. Adică oamenii în partid își pun întrebarea: bine, ieșim de la guvernare ca să ne salvăm, dar ne salvăm cu Victor Ponta. Colacul de salvare este Victor Ponta, adică Victor Ponta, Tudose, Daniel Constantin vin așa din spuma mării. Victor Ponta și cu Tudose sunt băieții buni și Dăncilă, Fifor și cu Eugen Teodorovici sunt băieții răi. Adică cu cei mai frecventabil Victor Ponta totuși decât Virica Dăncilă. Mi se pare că, nu știu, am dat din lac în puț. Adică nu pleci dintr-o alianță politică în care ai stat 3 ani de zile, într-un guvern care, din punctul meu de vedere, și nu numai al meu, a făcut o serie de lucruri bune. Sigur că sunt și neajunsuri, sigur că putem discuta și s-a tot discutat de ce nu s-a făcut. Dar totuși s-au făcut și niște lucruri bune. Să ne aducem aminte. S-a redus TVA-ul de la 24% la 19%. Pentru mediul de afaceri s-au făcut o serie de lucruri bune, și anume, există acel 1% impozit pe cifra de afaceri pentru întreprinderile mici și mijlocii care au cifre de afaceri sub 1 milion de euro. Există 5% TVA în turism, 5% impozit pe dividende, s-au mărit salariile bugetale, s-au mărit salariile pensiilor. Dumnezeu, astea sunt niște decizii bune care afectează atât mediul de afaceri cât și veniturile oamenilor. Ori tu, Alde, nu te mai legi, deși ești parte la aceste decizii bune, nu beneficiezi deloc de lucrul ăsta. Adică ne-am bătut și am apărat timp de 2 ani și ceva legea pensiilor. Acum ne dăm deoparte, spunem că nu e bună legea pensiilor la care și noi am contribuit. Faptul că ordonanța 114 în forma aia greșită în care a fost emisă și faptul că noi am intervenit atunci să corectăm derapajele din ordonanța 114. Lucrul ăsta se șterge cu buretele, noi nu mai existăm. Acum sunteți la opoziție, cum spune domnul Tăriceanu. Vedeți, e și foarte complicat acum. Chiar suntem într-o situație. Adică să votăm o moțiune împotriva unui guvern din care am făcut parte până acum 8 zile. Eu cred că, sigur, în politică trebuie să faci compromisuri, că asta e politica, nu arta compromisului. Dar există o limită. Există o limită. Să faci compromisuri până a nu te compromite pe tine. Că în momentul ăsta, deci ALDE e nici călare, nici pe jos, nu știu, adică e într-o situație absolut delicată. Pleci dintr-o alianță cu un partid de 25% și te duci într-o alianță cu un partid care are puțin peste 5% și putem discuta cum a obținut acel 5% și nu te duci cu un făt frumos și cu știe toată lumea cine e Victor Ponta. Am spus în partid, chiar alaltăieri la ședință, i-am evocat domnului președinte Tăriceanu istoria pe care am trăit-o împreună în PNL. Aia, în PNL, atunci când eram în alianță cu USL-ul, cu PSD în USL, da? Și când era domnul Crin Antonescu. Când era domnul Crin Antonescu. Istoria parcă e trasă la Indigo. Vă rog să faceți aminte ce s-a întâmplat atunci. Ieșire intempestivă a PNL-ului de la guvernare. N-a înțeles-o, partidul n-a înțeles-o, lume. Tot așa, explicația a fost să ne salvăm. Pentru că, iată, corabia e apă și noi trebuie să ne salvăm. Nu știu de ce lua apă atunci USL-ul, că era, cum bine știți, chiar era într-o situație foarte bună. Ulterior, ce s-a întâmplat? A renunțat domnul Crin Antonescu la președinția Senatului. După aceea, domnul Crin Antonescu a renunțat la candidatul la președinție. Și ultimul pas, s-a făcut fuziunea cu PDL-ul, care iarăși a bulversat atât partidul cât și opinia publică.
în ce stadiu suntem acum. S-au întâmplat toți cei trei pași. Da? Urmează fuziunea. Urmează fuziunea care, dați-mi voie să fiu sigur că ea se va face. Dar dumneavoastră că... punctual, de ce nu sunteți de acord cu această alianță cu Victor Ponta? Punctual vorbim. Deci, în primul rând, nu sunt de acord de principiu cu această alianță. Nu pot să mă duc într-o alianță, spuneam, cu un partid care este exponentul a ceea ce domnul Tăriceanu a vorbit timp de 2 ani jumate, 3 ani, statul paralel. Dom'le, nu pot eu ALDE să-mi construiesc un discurs în toată această perioadă, ca fiind împotriva abuzurilor în justiție, împotriva protocoalelor secrete, împotriva statului paralel. Și acum... Să dau mâna cu statul. Nu că dau doar mâna. L-am luat, domne, în casă. Adică, înțelegeți, fuzionez cu statul paralel, mai poate domnul Tăriceanu și i-am spus cu toată prețuirea, credeți-mă, i-am spus, domnul președinte, dumneavoastră ați fost poate cel mai rezistent în această luptă cu statul paralel. Domne, ați fost încă o dată, da, deși domnul Dragnea oscila, nimeni n-a avut un discurs mai coerent, mai consecvent în legătură cu aceste abuzuri din justiție, cum a avut domnul Tăriceanu. Domne, poate că e uman să te saturi, domnule, să ți se ia. Nu mai poți, nu mai reziști. Dar de la asta până a ne aduce pe noi, în momentul ăsta noi suntem într-o fundătură. Din punctul de vedere, ALDE este în fundătură. Pentru că discursul ăsta pe care l-am construit de-a lungul timpului, discursul ăsta care m-a făcut pe mine să vin în ALDE, pe mine Orba m-a dat afară că legile mele împotriva abuzurilor băncilor și FN-ului e una de stânga. O mare prostie, nicio legătură. Nu poate să fie o lege care apără pe oameni de abuzuri, nu poate să fie de stânga. Că abuzurile, am mai spus-o și aici la dumneavoastră la ultima discuție, nu-s de stânga sau de dreapta. Da? Că nu alege cel care abuzează că omul ăsta este din electoratul PSD sau PNL. Abuzează pe cine poate, ca atare. Am discutat cu domnul Tăriceanu ca să facem un partid, să vin și eu într-un partid care asta urmărește, să-i apere pe oameni de abuzuri. Abuzuri în justiție, abuzurile băncului, FN-ului, recuperatorilor, abuzurile ANAF-ului, abuz de tot felul. Ori dintr-un partid care îi apără pe oameni de abuzuri, care apără capitalul românesc, asta am vrut să fie și asta cred că trebuie să fie ancora ALDE. Să apere capitalul românesc și să-i apere pe oameni de abuzuri. Ori cu aceste două idei am plecat la drum în ALDE. Păi ce s-a ales în asta, doamna Angheluș? Unde, cum mai putem noi să discutăm de apărarea împotriva abuzurilor cu Ponta și cu Tudose? Da, în partid care este atmosfera? Colegii dumneavoastră ce spun? Sunt bulversați. Am văzut reacții, câteva reacții în spațiu public. Unii sunt dezamăgiți, alții au speranțe că poate ALDE va merge spre un drum mai bun. Dacă doream, eu aici vorbesc din punctul meu de vedere și o să, categoric și colegi de-ai mei, nu mă îndoiesc că se vor exprima în sensul ăsta. Din punctul meu de vedere, dacă chiar vroiam să mă detașez de PSD, de guvernarea respectivă, deși încă o dată am fost parte la niște lucruri bune, ori aceste lucruri bune din momentul ăsta nu vor mai fi decontate pozitiv, să zic, și de ALDE. Pentru că noi acum suntem în opoziție. Ce, înțelegeți, e un lucru extrem de complicat. Noi de 8 zile, 9 zile, nu mai suntem la guvernare. A vota o moțiune împotriva unui guvern din care ai făcut parte 3 ani jumate, că până la urmă moțiunea nu privește numai cele 8 zile în care n-ai mai fost tu ALDE, pentru că oricum în 8 zile nu s-a putut nicio decizie, guvernul, cum vedeți, neputând să se întâlnească în ședințe. Ca atare, iarăși crezi o confuzie majoră în rândul oamenilor care până acum te-au identificat ca pe un partid echilibrat, ca pe un partid serios. Domnul președinte a fost întotdeauna perceput ca un om care nu ia decizii intempestive, care cântărește, un om extrem de echilibrat, rațional. Da? Deodată, într-o săptămână, s-au luat toate aceste decizii care categoric ne-au bulversat. Suntem
Și chiar suntem într-o situație care, pe care eu nu înțeleg. Și pentru că m-ați întrebat de ce nu doresc alianța cu Ponta. Nu poți, încă o dată, nu poți să te aliezi cu o persoană, dincolo de toată traiectoria politică a lui Victor Ponta și de cum s-a comportat Victor Ponta în politică, cu aliații, cu... Uitați-vă ce... Mă uitam numai departe de ieri. Ce declarații absolut delirante face. Asta e declarație de lider politic, că să vină cu mascații să scoată primul ministru din guvern. Faptul că aruncă niște lucruri în de la nivelul funcției, de la nivelul, să zic, demnității de fost prim-ministru. Dom'le, un fost prim-ministru în România vine să spună, dom'le, se cumpără parlamentar cu 100-200 de mii. Un fost prim-ministru PSD-ist. E foarte corect. Noi, apropo de cum se salvează ALDE, se duce din alianța aia cu PSD, care nu e rea, și merge într-o alianță cu... Un fost spuneam, PSD. Cu mamării, cumva... Discutăm. Faptul că vine și aruncă public tipul ăsta de afirmații că se dau bani, 100 de mii, 200 de mii, se cumpără parlamentari, asta este o declarație absolut iresponsabilă. Nu știu, probabil așa făcea domnia sa sau încerca să facă domnia sa. Că, gura păcătosului adevăr grește. Da, aruncă o lumină extrem de urâtă asupra parlamentului, parlamentarilor, fără dovezi. Adică cât de responsabil ești când faci lucrurile astea? Du-te, domne, și denunță la DNA, la DICOD, la dat, domne, uite, s-a dat 100 de mii parlamentarului X. Cum poți să spui asemenea lucruri cu așa seninătate? Și... Se vehiculează în spațiu public că Victor Pontar vrea să confiște cumva ALDE. E cât de viabil, vi se pare, un astfel de scenariu în aceste condiții? Păi, doamna Angheluș, așa cum merg lucrurile și cum le simțim în partid, către asta ne îndreptăm. Vă spuneam mai devreme despre scenariul din 2014 din USL. Da? Tot acest scenariu în care era parte domnul Victor Ponta atunci, este și acum. Rămâne exact ultimul pas fuziunea. Vreau să vă aduc aminte lucru care ne-a alimentat neîncrederea. Domnul Tăriceanu, imediat după ce a renunțat la candidatură, dacă nu mă știu, chiar la o, mai puțin de o săptămână, a postat pe Facebook un mesaj în care ne-a spus că a stabilit cu domnul Victor Ponta alianță politică, grupuri comune și așa mai departe. Sigur, am fost luat prin surprindere. Ați aflat de pe Facebook? De pe Facebook. Adică nu a fost aminte. Întâlnire? Nu. Să vă ceară o părere? Nu. Am aflat de pe Facebook, dacă vă aduceți aminte, a fost și acea, situație neplăcută în care la vreo două ore domnul Tăriceanu a retras de pe Facebook acel mesaj, întrucât domnul Ponta a ieșit și a infirmat ce a spus domnul Tăriceanu. Adică toate lucrurile astea, vă spun, ne stârnesc neîncredere știindu-l pe domnul Tăriceanu ca un om, ca pe un om extrem de echilibrat, cumpătat, deciziile n-a luat, cel puțin de când îl cunosc eu, deciziile în pripă. De data asta nu știm ce s-a întâmplat, ne-a surprins și pe noi, dar suntem într-o situație absolut de neînțeles. Domnul prim-vicepreședinte Daniel Constantin vorbește public despre faptul că domnul Tăriceanu este un rebut politic. Domnul Tudose vorbește extrem de urât la adresa și nu reacționează nimeni. Domnul Ponta nu-i pune la punct. Ce să înțeleg eu? Cei doi au dispărut după anunțul făcut de domnul Tăriceanu și Victor Ponta, legat de alianță, au dispărut din spațiu public. Nu știu, domnul Tudose, el e în spațiu public așa, foarte sporadic. Da. Felul în care, încă o dată, n-am... cel puțin la nivel personal, doamna Angheluș, și eu n-am cum să mă văd vreodată în politică partener cu un personaj ca Ponta sau Tudose. Păi și ce veți face? Nu știu. Viața politică ne-a arătat că
e foarte important să fii consecvent, să ai răbdare și să îți menții acea onorabilitate în politică. Pentru că altfel, în momentul în care ți-ai pierdut onoarea în politică, ești pulverizat. Dar va căuta doamna Dăncilă, așa cum se vorbește, că să vă propună funcția de președinte al Senatului? Am avut o discuție cu doamna Dăncilă. I-am spus că eu vreau să continui în ALDE. V-a propus să treceți la PSD? Nu, am vrut să avem o discuție mai foarte mai așa aprofundată în legătură cu cum văd eu această alianță. Nu alianță, ci dezbatere din ALDE, din interiorul ALDE. Ce zic oamenii, cum sunt oamenii, pentru că nu mi-a ascuns domnia sa că sunt mulți colegi cu care domnia sa a vorbit, sunt extrem de nemulțumiți, pentru că domnia sa mi-a spus mie și colegilor mei că lucrurile n-ar fi stat deloc așa cum ne-au fost nouă prezentate. În fine, cert e că suntem în momentul ăsta într-o situație extrem de confuză. Practic, partidul nu mai are busolă, nu are nicio busolă. Iată ce spuneam acum, poziționarea față de moțiunea de cenzură. Este extrem de complicat. Adică dacă cineva este într-o situație fără ieșire, în cazul moțiunii de cenzură, suntem noi. Suntem noi. Pentru că declarăm că suntem în opoziție, dar votăm împotriva guvernului din care am făcut parte. Adică ce a condamnat PSD-ul că își dă jos propriul guvern, cam așa suntem noi acum, pe argumentul că nu mai e bun. Subțire că nu mai e bun, dar am făcut parte. E foarte delicat și vă spun, mulți colegi din partid sunt extrem de debusolați, pentru că nu ni s-a dat, nu s-a ales o direcție bună, doamna Ghereșe. Doamne, măcar rămâneam pe picioarele mele, ceea ce eu cred că poate fi o soluție. Doamne, ok, ies din guvernare cu PSD argumentând lucrurile foarte solid, ce nu suntem de acord în guvernarea cu PSD, dar rămân pe picioarele mele și mă identific cu ceva. Or, astăzi, ALDE... Adică să rămână singur fără o alianță cu Victor Ponta. Da, cu niște principii de care vă vorbeam. Dom'le, vreau eu, de ce nu sunt eu ALDE partidul care apără pe oameni de abuzuri? Așa cum am propus de o bună bucată de vreme în partid, de ce nu putem fi noi ăștia? Pentru că așa am început. Asta a fost de 2 ani de zile, discutăm numai despre asta, de apărarea oamenilor de abuzuri. Și deodată suntem în brațele Victor Ponta. Păi fug din corabia, spuneam, a PSD-ului cu 25% și mă aleg de colacul de salvare Ponta, care este ciuruit pur și simplu. Este ciuruit. Dar nu e colac de salvare. Care e situația ALDE la Senat acum? Câți senatori mai sunt? Sau se va forma un nou grup politic? Da, asta e o discuție. Regulamentul Senatului prevede că în momentul când grupul parlamentar are mai puțin de 7 membri aleși inițial pe liste, grupul se desființează. Ca să prevenim lucrul ăsta, văzând că domnul Meleșcanu plecat, mă rog, a anunțat că, mă rog, se suspendă. Acum am văzut că se autosuspendă în ALDE, nici n-am înțeles totuși nici varianta asta. Mă autosuspend, dar rămân în ALDE, nu știu. A cerut să fie suspendat 6 luni. Am înțeles că s-a autosuspendat, dar e mai puțin relevant. Important e că grupul ALDE, într-adevăr, este în pericol să se desfințeze. Deci mai sunt 8 senatori sau 7? 7. Mai 7. Sunt din, la limită, să la înțeleg. Limită. Dacă domnul Meleșcanu nu va mai figura în grupul ALDE, grupul se desfințează. Ca să prevenim lucrul ăsta, a existat o propunere să facă un grup comun cu cei de la Pro România. Noi colegi de...
Alianță. Nici nu, asta, de asta nici nu mi-am mai dorit să fiu lider de grup. Eu nu îmi doresc să fiu lider unui grup în care să am membrii de la Pro-România. Asta nu însemnând că nu sunt cei trei, chiar sunt niște oameni pe care apreciez. Și pe domnul Țuțuianu, și pe domnul Ilea, și pe domnul Marin. Am o problemă cu asta. Da, de principiu, eu nu cred că a face grupuri comune cu Pro-România, de fapt, făcând grupuri comune cu Pro-România, categoric este un preludiu la ceea ce înseamnă fuziunea cu acest partid, lucru pe care eu chiar nu mi-l doresc. Și vă spun dumneavoastră și tuturor celor care ne urmăresc, voi face tot ce depinde de mine, politic, ca această fuziune să nu se întâmple. Inclusiv riscați excluderea din partid? Sigur că pot risca orice. Știți, doamna Angheluș, eu nu sunt în politică ca să mă agăț de un post sau o funcție. Eu, de când sunt în politică, am avut ca și obiectiv să las ceva în urmă, să fac ceva. Cred că mi-a reușit și oamenii spun asta, mi-a reușit ca în mandatul de deputat să las în urmă ceva. Am lăsat o lege care a salvat oameni de la i-a scos din disperare, legea dării în plată. Acum sunt cu aceste legi împotriva cămătăriei, legi care ruinează în momentul ăsta când discutăm, doamna Angheluș, sunt 4 milioane de familii de români care fie sunt în proceduri de executare silită, fie sunt întârzie la plata ratelor la bancă. Deci sunt în ca să zic așa, în ghearele acestui sistem bancar și nebancar, adică bănci și FN-uri și recuperatori, care sunt la limita supraviețuirii. În ce stadiu sunteți cu aceste proiecte? Ce istorie și cu proiectele astea. Da, și cu proiectele astea, ce istorie. Deci, constat că cei care apără acest sistem și vor ca lucrul ăsta să nu se întâmple, sunt extrem de mulți, pentru că m-am trezit, aceste legi au fost declarate neconstituționale la Curtea Constituțională, întrucât lipsea un aviz, avizul Consiliului Economico-Social. Adică, după un an jumate de stat prin Parlament, dintr-o chestiune absolut banală, lipsa acestui aviz CES, legile au fost declarate neconstituționale. E bine, am luat-o de la capăt. Iau de la capăt, iau avizul CES și le reintroduc în Parlament. Și am, deci mergeți cu ele din nou în Parlament. Păi asta fac, doamna Angheluș. Mai am un an jumate de mandat. Da, am un obiectiv, ca aceste legi să treacă. Și mai am încă un obiectiv și după aceea o mai vedea. Domnule Daniel Zamfir, eu vă mulțumesc pentru prezența dumneavoastră alături de noi și vă mai așteptăm cu mare dragă pe la noi. Mulțumesc. Vă mulțumim.